În ședința din 19 ianuarie, guvernul a aprobat normele metodologice de aplicare a legii care prevede acordarea unor tichete în valoare de 50 de lei copiilor care merg la grădiniță și care provin din familii cu venituri reduse. Stimulentul se acordă familiilor cu mai puțin de 284 de lei venituri lunare pe membru de familie, iar acordarea tichetelor sociale este strict condiționată de prezența regulată a copiilor la grădiniță. Normele de aplicare precizează că totalul absențelor motivate permise se calculează pe baza unui algoritm în care învoirile personale, maxim 3, și scutirile medicale nu pot depăși 50% din numărul total de zile de grădiniță din luna respectivă. În momentul în care vor fi publicate în monitorul oficial, asta înseamnă probabil de săptămâna viitoare, haideți să nu exagerez, dar cu siguranță 1 februarie lucrurile vor fi în vigoare. Deci trebuie spus clar că primele etichete se vor acorda în momentul în care copiii vor arăta o prezență de peste 50% în prima lună de frecventare a grădiniței. Deci poți să-și depună dosarul de la 1 februarie? Da, poți să-și depună dosarul deja de acum, nicio problemă. După o lună de prezență la grădiniță primesc primele etichete. Stimulentul acordat sub formă de tichet social se acordă pentru perioada septembrie-iunie pe bază de cerere și declarație pe proprie răspundere, completată de părinți sau de persoanele care răspund legal, cu suportul asistentului social acolo unde este cazul. Cei care primesc deja beneficii sociale care atestă încadrarea sub pragul de venit nu mai trebuie să facă un nou dosar, ci copiilor devin automat eligibili. Înscrierea în program este permanentă pentru a permite familiilor să își înscrie copiii la grădiniță și după începerea anului școlar. Tichetul se acordă începând cu luna în care preșcolarul a îndeplinit criteriile de frecvență. Mecanismul de acordare a tichetului nu ia în calcul ajutorul social, alocația pentru copii, bursele sau subvențiile agricole. Tichetele vor fi distribuite de primării, conform formularului de prezențe completat de educatori. Potrivit estimărilor Ministerului Muncii, peste 111.000 de copii vor fi eligibili pentru a primi tichetul social de 50 de lei.